În 2016, aleile din piatră poligonală sau din piatră cubică sunt prezente în toate curțile organizate. Ele conduc și prezintă toate punctele importante ale curții și în același timp te fac să te simți ca într-o incursiune într-o grădină botanică. Așa că în luna aprilie îți recomand piatră poligonală sau piatră cubică pentru aleile pe care le pregătești curții tale. Adezia flexibilă este o rocă naturală ce se pretează oricărui tip de amenajare, fie modernă, fie tradițională. Este cel mai inovativ material la nivel mondial în acest moment. De fapt, este o piatră cu o grosime de maxim 2 mm, care se poate îndoi cu mâna. Este piatră, dragilor, iar eu nu sunt Hercule. Ia uitați! Această proprietate aparte îi permite să fie montată oriunde, inclusiv pe suprafețele curve. De exemplu, scaunul pe care stau eu este îmbrăcat în ardezie flexibilă. Sau se pot îmbrăca niște coloane, sau niște pereți, sau chiar și la exterior se poate folosi pentru că este și foarte rezistentă, în ciuda grosimii atât de mici. În același timp, se pot îmbrăca și piese de mobilier. Este acest scaun, după cum vă spuneam, cum sunt fronturile de uși, de exemplu, platurile de mese. Și pentru că suntem în luna mai, vă recomand flexibil, ardezia flexibilă. Tendințele actuale văd în zona de luat masa în aer liber o prelungire a interiorului casei. De aceea, dintr-un ansamblu complet de bucătărie de vară, nu are cum să lipsească grătarul. Îți recomand să-ți faci un grătar din piatră naturală, pentru că este durabil, estetic și se montează foarte ușor. Iar mâncarea este delicioasă.